toată inima spune binecuvântat să fie Domnul. Amen. Aș vrea să vă invit să vă ridicați pe picioare, vreau să citesc un cuvânt al Domnului, care găsim scris în cartea Marcu, capitolul 10, versetul 13 în jos. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aducea. Când a văzut Isus acest lucru, s-a mâniat și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este acelora ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi, i-a luat în brațe i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Amin. Acest cuvânt al Domnului care l-am citit în seara aceasta ne arată un pasaj, un cuvânt al Domnului cum i s-au adus niște copii la Domnul Isus Hristos. Nu ni se spune aici Mă uitam și în celelalte pasaje, nu ni se spune în mod deosebit că erau niște mame care au dus copii la Domnul nu ni se spune că erau niște tați sau nu ni se spune că poate că erau bunicii care aducea la Domnul. Chiar am văzut zilele acestea în câteva locuri în care am fost, am văzut câțiva frați și surori bătrâne care au venit în față purtând în brață copilași mici M-am întrebat oare le a dat domnul copii la bătrâneță și fratele pastor într-una din biserici și îmi spune, nu, copiii nu sunt credincioși, copiii sunt atei, efectiv convinși și nu au trebuință de Dumnezeu, însă bunicii, bunicii au ținut atât de mult să aducă nepoții la binecuvântare. Noi am hotărât în sfatul bisericii și i-am primit de aceea să nu, să nu privești uitându-te la fața lor să crezi că au copii la bătrânețe. Ceea ce este important și vedem în acest pasaj cuvânt al Domnului în seara aceasta, este că noi trebuie să ne luptăm ca copiii pe care Dumnezeu ne-a dat, să-i putem pune în brațele Domnului. Să-i putem pune în brațele Domnului. Poate unii cred așa la prima vedere în acest pasaj, în acest cuvânt al lui Dumnezeu, e important dacă ai da naștere la copii, acum să-i aduci la binecuvântare, să se roage frații pentru ei, câteodată mai văd lucrul acesta și poate aș vrea să-l îndrept. Eu am observat că sunt părinți care, în mod deosebit, au și preferință dacă s-ar putea ruga păstorul sau lucrătorul sau așa mai departe aici, nu prea vreau să vă încurajez, ar fi bine Domnul să-i ia în brațe, Domnul să-i binecuvinteze, că avem noi anumite preferințe, aici e de discutat. Doar vreau să vă spun că nu numai prin faptul acesta că noi aducem copiii la binecuvântare, îi încredințăm în mâna Domnului când sunt mici, și după aia noi ne culcăm pe urechea aceea a ne că Dumnezeu va purta de grijă copiilor noștri. Seara aceasta, fără fugitiv, așa câteva gânduri vreau să le împărtășesc cu voi, să, să vedem un pic ce e de făcut când Dumnezeu ne binecuvintează, când Dumnezeu ne dă copii. E de apreciat aceste suflete, acești tați sau aceste mame care au venit la Isus, l-au căutat pe Isus, i-au adus copilașii ca să-și pună, să pună mâinile peste ei și să se roage Domnul Isus pentru ei. Nu știu. Nu știu cum l-au găsit pe Domnul Isus, nu știu cum l-au găsit, nu știu cum au aflat despre Domnul Isus și unde este Domnul Isus Hristos. Au luat copii și au mers l-au căutat pe Domnul. Eu aș vrea să vă încurajez pe voi în seara aceasta să vă spun, noi avem foarte, foarte mult confort într-o vreme ca și aceasta. Și avem la dispoziția noastră foarte multe, dacă aș putea să spun, oportunități în care noi putem pune copiii noștri în mâinile Domnului. Avem biserica Domnului, care e deschisă săptămânal de luni până duminică, avem cercuri de rugăciune în casele noastre, noi ne rugăm pentru copiii noștri, avem atâtea lucruri pregătitoare pentru copiii noștri și totuși, de cele mai multe ori, suntem nepăsători sau suntem neglijenți la acest capitol. E de apreciat acești părinți, mi-am notat lucrul acesta, este de apreciat acești părinți care își dau tot interesul lor ca copiii lor să ajungă în brațul lui Isus Hristos, să ajungă în, mâna, în, în mâinile Domnului Isus Hristos. Spune cuvântul Domnului, dacă citim și în psalm, psalmul, de exemplu, psalmul 128, ne spune un lucru atât de minunat, ferice de oricine să teme de Domnul și umblă pe căile lui. E foarte important noi ca părinți să ne temem de Dumnezeu și să umblăm în căile lui Dumnezeu. Căci apoi te bucuri de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu în acest psalm, ferice de oricine se teme de Domnul. În vremea aceasta e foarte important să avem frică de Dumnezeu, să avem teamă de Dumnezeu. M-am gândit la Iov, spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor, că omul acesta, era neprihănit. Omul acesta se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Omul acesta, de multe ori, când citesc cartea Iov sau meditez, chiar astăzi meditam, mi-aș fi dorit foarte mult să cunosc mai mult despre el. De unde venea el, din ce seminție venea el, ce pregătire avea el, ce chemare i-a făcut Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, spune cuvântul Domnului în cartea Iov, că s-a făcut sfat în cer cu privire la Iov, și acolo s-a prezentat și satana la sfat în, în, cer la Dumnezeu. Și Dumnezeu îl întreabă pe, pe, satan de unde vii și el spune de la cutreierarea pământului, de la plimbare pe care am făcut-o pe el. Și Domnul se poate lăuda cu Iov și îi spune lui satan în toată plimbarea aceasta care tu ai făcut-o pe pământ, l-ai văzut tu pe robul meu Iov? L-ai văzut și pe robul meu Iov? Omul acesta era cu cernic, omul acesta era temător de Dumnezeu și se abătea de la rău. Eu vreau să vă spun în seara aceasta, de cele mai multe ori, de cele mai multe ori, noi lăsăm seama pe Dumnezeu, copiii noștri, casa noastră, viitorul copiilor noștri, ce o vrea Domnul, cum o vrea Domnul să facă cu ei, e treaba lui Dumnezeu. Acum noi le-am dat naștere, o să le dăm și ceva de mâncare, o să le dăm ceva haine și o să căutăm într-o care măsură să-i pregătim și apoi ce o vrea Domnul să facă, e treaba lui Dumnezeu. Nu cred, nu cred asta. Nu cred asta. Noi, copiii noștri, care Dumnezeu ni a dat și care ne-i va da Dumnezeu, noi copiii noștri mai întâi de toate vrem să le dăm o educație, Vrem să îi învățăm și să le arătăm ce am trăit noi cu Dumnezeu, viața pe care am avut-o noi cu Dumnezeu și mai apoi să le putem spune și lor despre Dumnezeu și să îi învățăm despre Dumnezeu. Nu știu, acum mă gândesc că zilele acestea foarte mult s-au vorbit despre daruri, despre lucrarea Duhului Sfânt și am întâlnit tot felul de întrebări. Frate Petru, eu sunt predestinat pentru o lucrare, altcineva spunea cât trebuie să așteptăm sau ce trebuie să facem, ce, cât trebuie să postim, cât trebuie să ne rugăm, cu privire la a primi un dar sau o lucrare din partea lui Dumnezeu. Altcineva îmi spunea, acum dacă părinții mei au venit așa din lume, altcineva îmi spunea dacă părinții mei nu au fost căsătoriți înainte de a mă naște eu, și după ce m-am născut eu tot nu au fost căsătoriți le, 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 legitim pe, pe acte, și sunt tot felul de întrebări care mi se pun sau ni se pun ca și slujitori. Vreau să vă spun copiii pe care Dumnezeu ne-a dat și când am ajuns la cunoștința adevărului, la cunoștința cuvântului Dumnezeu, noi trebuie să ne rugăm împreună cu ei, noi trebuie să credem împreună cu ei, să învățăm în fiecare zi legea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și ei când vor crește mari nu se vor abate de la cuvântul lui Dumnezeu. Spun din toată inima, Doamne, binecuvintează-ne! Amin! Un lucru foarte important, l-au căutat pe Isus, l-au căutat pe Isus. Până când copiii voștri și copiii mei îl vor căuta pe Isus, noi trebuie să-l căutăm mai întâi pe Isus. Noi trebuie să avem experiență cu Dumnezeu și spunem din toată inima glorie Domnului. Cred că dacă ar fi să discutăm sau să povestim despre lucrurile frumoase pe care le face Dumnezeu sau le-a făcut Dumnezeu în casele noastre. Zilele acestea am răscolit foarte multe amintiri cu surorile mele, cu frații mei, ne-am întâlnit toți 12 acasă și chiar în zilele de priveghi, în zilele acestea cu mormântarea, am povestit foarte multe lucruri în care uh, cele mai mari surori ale noastre au mai multe amintiri cu părinții și au, au avut mai multe de, de a ne spune nouă celorlalți mai mici. Și ni se spunea de cele mai multe ori lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le-a făcut în casa noastră, că Dumnezeu a ascultat și ascultă rugăciunile gloriei lui Dumnezeu. Când mama s-a pus pe genunchi cu noi, când tata s-a pus pe genunchi cu noi, când s-a rugat, când ne-am rugat, am avut atâtea nevoi, atâtea lipsuri în casă și ne-au pus la rugăciune, ne-am rugat și ne-au arătat că Dumnezeu ascultă rugăciunea gloriei lui Dumnezeu. Anul trecut am avut o experiență în mod deosebit, care m-a marcat, era o mamă care era bolnavă în pat, și copiii ei se pe lângă pat. Cei mai marișori, care aveau poate 11-12 ani, în mod deosebit s-au rugat și ne spunea nouă, care am intrat în casa aceea, să ne rugăm pentru mama ca mama să, să poată să ridice din pat, ca mama să le facă de mâncare. Erau 8 copii în casa aceea și mi s-a rupt inima, mi s-a frânt inima. Mă gândeam eu, uite, copiii aceștia, ce lucruri pot vedea. Pot vedea slava lui Dumnezeu. Pot să se roage împreună cu părinții pentru mama și Dumnezeu să-și arete numele de slavă. Dumnezeu s-a îndurat, ne-am rugat, am făcut ungerea, Dumnezeu s-a îndurat de această soră, a ridicat-o din pat și îmi spunea ea, mai, mai apoi îmi spunea, să știi, copiii cei mai mari au rămas marcați de felul în care Dumnezeu a lucrat și ne-a ascultat rugăciunea. Frați și surori, trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. De cele mai multe ori Dumnezeu, pare în ochii noștri că se ascunde. De cele mai multe ori Dumnezeu pare că se dă într-o parte sau în alta și nu-L mai vedem. De cele mai multe ori l-am văzut pe Dumnezeu. De cele mai multe ori Dumnezeu ni s-a descoperit în lipsuri, în încercări, în necazuri, în frământări, în strâmtorări. Pentru că vedem buna stare sau lucrurile acestea materiale care le avem din belșug și nu ne lipsește, putem spune lucrul acesta că Domnul ne-a binecuvântat. Ați observat, dacă ar fi să întreb pe careva dintre voi, care a fost ultima zi de post de jerfă împreună cu copiii și v-ați rugat Domnul să vă dea pâine? Care a fost ziua de jerfă care ați adus înaintea Domnului împreună cu copiii să vă rugați ca Domnul să vă dea haine și încălțăminte? Care a fost ultima zi când noi ne-am rugat cu copiii, ce știu eu, Dumnezeu să dea sănătate lui mama sau lui tata, Vedeți voi, de cele mai multe ori, alergăm imediat la spital, alergăm la, la pașul nostru cu medicamente, avem atâtea rețete, avem atâtea leacuri pentru vindecare și uite așa încetul cu încetul ne îndepărtăm de Dumnezeu. Al căuta pe Dumnezeu implică și faptul acesta că noi zi de zi căutăm fața lui Dumnezeu, ne apropiem de Dumnezeu și Dumnezeu se descoperă. Dacă aș vrea să ți pun întrebarea aceasta, oare când a fost ultima zi când Dumnezeu ți-a vorbit? A avut așa în mod deosebit un cuvânt din partea lui Dumnezeu. s a vorbit Dumnezeu poate la o cauză, poate Dumnezeu te-a înștiințat cu privire la vreo încercare, vreun necaz și așa mai departe. Vedeți ce important este ca noi să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să-L căutăm pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl găsim în Scripturi, pe Dumnezeu îl găsim în rugăciune, în post, în apropiere, în sfințire și spun Domnul să ne binecuvintez. Un alt lucru foarte important este credința, credința acestor părinți în Domnul Iisus Hristos, Trăim vremurile acestea nu tare bune și vedem atâta tulburare care face diavolul și în mod deosebit vorbim despre noi, despre poporul lui Dumnezeu. Să mai ai credință, să mai ai credință în Dumnezeu, să te rogi ca familie, ca tată, ca mamă, să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, să accepti voia lui Dumnezeu și să-i faci voia lui Dumnezeu. Întâlnim în dese rânduri, în dese rânduri întâlnim lucrurile acestea Chiar mă gândeam și la consilierea aceasta care se face premalitale, să spunem așa, înainte de căsătorie. Vedeți, nu mai acceptăm nașterea de copii. Se căsătoresc tinerii, vorbesc o sută și o mie de lucruri când este vorba despre copii, când este vorba despre naștere de copii. Aici este un subiect care nu vrem să-l tratăm și nu prea vrem să avem de-a face cu el. Când discutăm despre naștere de copii, trebuie să avem credință în Dumnezeu că Cel care ne binecuvintează pe noi, Cel care ne dă copii, ne dă și putere, ne dă și înțelepciune, ne dă și răbdare, ne dă și tot ce noi avem trebuință pentru copii, ca noi să-i putem crește. Întâlnesc cu părere de rău, spun lucrul acesta, întâlnesc chiar învățături care se dau din partea unora și a altora. Într-una din biserii zilele trecute chiar mi-am marcat Așa cum va inima mea, Duhul Sfânt și spunea în felul următor că sunt părinți și nu, mul, nu puțini, foarte mulți la număr în biserica respectivă, în care dau învățături copiilor lor cu privire la naștere de copii. Păstorul m-a oprit la urmă și mi-a spus, frate, Petru, dacă ai ști tu subiectul care îl tratăm noi sau care îl discutăm noi în ultimele luni la comitet, în mod deosebit, pentru că ne-am întâlnit cu problema aceasta fundamentală la noi în biserică. Vreau să vă spun, oamenii aceștia a aduce copii înaintea lui Dumnezeu, mai întâi de toate trebuie să le dăm naștere. Da? Trebuie să-i acceptăm, trebuie să le dăm naștere. Vedeți, sunt multe probleme între tinerii care se căsătoresc și chiar după ce se căsătoresc, întâlnesc de multe ori supărări, certuri, chiar dezbinări. Unul vrea copii, celălalt nu vrea copii. Am întâlnit așa, parcă te faci și să zâmbești, să râzi. Îmi zice, niște, niște părinți zice, frate Petru, n-ai vrea tu să stai de vorbă cu copiii noștri, că amândoi s-au pus de acord și ei nu vor să aibă copii. Plângea mama cu tata, da? Plângea cu privire la copiii lor care se căsătorit. N-ai vrea tu să le dai niște sfaturi, să-i îndemni. O trecut câțiva ani de zile și ei ne-au spus că nu acceptă naștere de copii și nu vor să aibă copii. Copiii sunt fastidio, copii, da, ce să faci, stai, mai degrabă un mâță, un câine, că ăla când pleci de acasă, îl duci acolo, ce știu eu, la, locul mâțielor și a câinilor, vreo două, trei, patru zile și așa mai departe. Sau îl dai, sau ți-au murit și gata, ești liber. Eu cred că pe linia aceasta ar, ar trebui foarte, foarte mult să ne mai sfătuim, să ne mai învățăm, să ne mai îmbărbătăm, să ne mai încurajăm. Când m-am dus cu Amelia și i-a făcut operația după trei ani de zile, era un doctor profesor, poate a mai spus lucrul acesta. Și el, cum se uita la mine, peste 80 de ani, zice... Astăzi vreau să vorbesc un picuț cu tine. Și am zis despre fata mea sau despre ce? Și el zice, nu, până la fată vreau să vorbesc cu tine. Nu știu cine i-a spus, poate din doctorii în asta a spus, dar tu ești credincios, tu ești creștin? Zic, da. Dacă dumneavoastră zice, eu nu cred nici într-un Dumnezeu, nimic, nu există Dumnezeu. Și am spus, spre mea o spun, la 80 de ani, un doctor profesor care operați operații de genul acesta, n-ați ajuns încă la convingerea că este, că există Dumnezeu? Și el mi-a spus, nu există Dumnezeu. Apoi atunci i-am spus, cred că din cauza aceasta Dumnezeu mi-a dat fetița cu problemele acestea ca să ajung până la dumitale să spun că există Dumnezeu. Și în discuția care am avut-o mai lungă, el imediat m-a abordat și mi-a spus în felul următor. Să știți că și diavolul și dracul vorbește prin gura oamenilor, dar vorbește așa cu dași cu amin. În primul și în primul rând vine el și îmi spune, tu ai de gând să mai faci copii? Ai vorbit cu soția ta? Vreți să mai faceți copii? Și eu zic, măcar cât părinții mei, măcar cât părinții mei. Și el îmi spune, dar părinții tăi, adică voi câți frați sunteți? I-am zis, noi am fost 13 la părinți, suntem 12 în viață. Și au pus amânile amândouă în cap. Zice, tu s-ar putea să ai probleme grave cu mintea. Și de acolo am început un subiect, vreau să vă mărturisesc ceva. Când am început să vorbesc despre Domnul Isus Hristos, Domnul doctor cu toată pregătirea lui a amuțit și m-a ascultat, a lungit vorbirea, am văzut că de vreo două ori o suna telefonul, de vreo două ori intrat cineva acolo și eu făcusem. făcut semn, după aia vorbim, m-a îngăduit să stau de vorbă cu el poate mai bine de un ceas să-i spun lucrurile acestea. Și el a rămas uimit, zice, totuși tu ești convins, adică tu mai dai naștere la copii, zic da, s-ar prea putea să ne mai vedem pe aici. Nu m-am mai văzut cu el, doar m-am văzut în contextul în care a făcut câteva controle la fetița noastră, i-am spus următorul an că Dumnezeu m-a mai bine cuvântat cu un băiat, l am mai prins și pe a treilea din băieți și i-a spus sănătoși, sănătoși, zic eu continui să văd până la 12 măcar să ajung. O trecut la cele veșnice, dar vreau să vă spun ceva. Dumnezeu este acela care poartă de grijă. Dumnezeu ne dă copii a lui Dumnezeu, sunt slavă lui Dumnezeu. Dacă n-am vorbit cu sora Bilica, cu sora Mihaela, n-am vorbit, dar am niște experiență frumoasă, nu mai știu care din băieți, știu că era fratele Zaharia, o venit și-am făcut o rugăciune, o adus o ecografie și spunea că copilul, da, o trecut copilul, copilul care era în, în, în pânte ce spune că este bolnav, nu vreau să greșesc, arăta că are o malformație și în mod deosebit la cap. Dacă mai ține minte sora Milica cu fratele Zaharia în casă la noi, am făcut o rugăciune și am făcut ungerea cu un de lemn. Și Duhul Sfânt a spus așa, copilul care se va naște, se va naște un copil sănătos. Mi-a arătat surabilica, parcă acum o văd, mi-arată ecografia, zice, capul e mai mare, ceva malformației. Mi-a spus doctorul, de ce n-ai avortat? Mai e în timp să avortezi? Dumnezeu lucrează, frați și surori. Milica e aici, Nicolae e aici, s-a născut un băiat sănătos, că mâine pui mâine o să mă chema la căsătorie. Slavă lui Dumnezeu! A venit sora mea, cu fratele Cristi și zice, frate Petru, avem o cauză înaintea Domnului și am vrea să facem o rugăciune pentru fetița noastră care s-a născut, prima fetiță, Lois. Nu știu dacă e aici fetița, că e o fată mare, mâine pe mâine și ea ne mă cheamă la nuntă. Parcă îl văd acum pe fratele Cristi, o intra plângând sora mea, el, hai să facem o rugăciune. Am făcut o rugăciune și zice, am vrea să facem ungerea cu un delem pe o batistă, că nu putem intra acolo la fetița. mă, da, duc eu până la spital, dacă se poate. Ce nu putem. La urmă îmi spune, fetița noastră, Lois, are operație la inimă pe cor deschis, inimioara ei se vede cu ochii de carne, are așa o tăitură și inima e afară. Mă să știi mă cuprins îndoiala. Cu și cuvânt de la Domnul, că Domnul, această încercare, acest necaz al lor, nu este spre, spre, moarte, este pe slava lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu va da zile multe la sufletul acesta, spunea Duhul Sfânt. Când mi-a spus sora Miela cu fratele Crisi, la urmă, m-a trecut îndoiala. Inimioara e afară, zice doctorii, așa dau din cap și nu știe ce să facă. Un copilaș abia născut de câteva zile. Dumnezeu a vorbit și Dumnezeu a binecuvântat. Și Lois are 16 ani. Glorie lui Dumnezeu! Ce-i de făcut, frați și surori? Haideți să acceptăm voia lui Dumnezeu. Haideți să primim copiii ca o binecuvântare. Haideți să lăsăm nașterea de copii. Haideți să lăsăm să vină copiii. Dacă ar fi să reamintesc, nu vreau să fiu foarte lung în vorbire, vreau să mă opresc. Dacă ar fi să amintim lucrările care le-a vorbit Dumnezeu în mijlocul nostru, chiar cu privire la copii, o împlini, Domnul lucrările care le-a vorbit în mijlocul nostru că va purta de grijă copiilor? Că se vor da legi în țara aceasta în favoare copiilor? O vorbi Dumnezeu că ne va purta de grijă în țara aceasta? Ne-a purtat Dumnezeu de grijă? Ne-a purtat Dumnezeu de grijă? Lăudat să fie Domnul, gloria lui Dumnezeu. Un alt lucru și vreau să mă apropii de încheiere. Spune cuvântul lui Dumnezeu, oamenii aceștia atât de mult s-au luptat că piedici vor fi în viața aceasta de zi cu zi. Să știți că una din piedicile mari am amintit un picuț lucrul acesta. Una din piedicile mari este tocmai învățătura părinților și învățătura slujitorilor, a lucrătorilor. Vine acești oameni cu copilașii în mâinile lor, în brațele lor și caută să ajungă în mod deosebit la Domnul Iisus Hristos. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, când au văzut ucenicii lucrul acesta, le-au fost necaz și căuta să-i oprească. Niște oameni care au primit niște copii, au primit copii de la Dumnezeu, oameni care îl caută pe Isus, oameni care cred în binecuvântare pe care o dă Dumnezeu, pe care o dă Domnul Isus Hristos, ei au întâlnit piedici, vom întâlni piedici. Eu știu, acum îmi cresc copiii, câteodată știu că mai sunt frasuri ori care mai zâmbesc sau mai râd. Zice, acum stai un pic că treci și tu pe aici prin am trecut noi o dinioară. Să știți că și pe mine, în rânduri, mă cuprinde un pic teamă, frica. Când văd copiii cresc, un cap mai mare decât tine, când încep să se răspundă, trebuie să-i spui coboară un pic vreo 20 cm mai jos ca să-ți dau o palmă. îi vezi că sunt mai mari ca tine, spune nu vreau mă leș în pace, eu am viața mea, eu am drumul meu, cred că nu-i tare ușor pentru noi ca părinți, da? Nu este ușor. Dar vreau să vă spun ceva, Dumnezeu are felul lui, modul lui de lucru, de lucrare și părinții aceștia nu s-au oprit nici în piedica apostolilor, că s-au opus ca să ajungă, să ajungă la, la Domnul Iisus Hristos copii în brață, nu ne, nu, nu ne oprim chiar dacă sunt anumite lucruri, anumite legături care caută să prindă copiii noștri, noi nu ne oprim, noi noi îi ducem la Dumnezeu. Noi ne luptăm, ne rugăm pentru ei. Câte Dumnezeu ne dă zile pe pământ, ne dă viață, ne vom ruga cu copiii noștri. Dumnezeu să fie binecuvântat. Copiii noștri, rodul pântecului, este o binecuvântare care e dată de Dumnezeu. Vreau să pun credința aceasta, nădejdea aceasta în inimile voastre, să vă spun în seara aceasta să nu vă îndoiți în inima voastră. Și noi am fost copii și unii dintre noi poate am fost un pic mai răzvrătiți unii decât alții. Am văzut și vedem că Dumnezeu ne poartă de grijă. Dumnezeu are un timp, are o vreme când stă de vorbă cu noi, când se oprește în dreptul nostru. M-am mirat sau am fost surprins, plăcut, când vineri seara nu știam în care mașini să ne mai punem. Cei mai mulți dintre ei tineri care au venit au cântat, ne-am rugat, Dumnezeu ne-a folosit în lucrare și am spus ce har de la Domnul să vedem cum tinerii caută fața lui Dumnezeu și slujesc pe Dumnezeu. Ați văzut la conferință cei care ați fost și apoi după aia zile care au urmat cu stăruința după Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cât de minunat a lucrat Dumnezeu, cum schimbă Dumnezeu inimile, cum schimbă Dumnezeu viețile, gloria lui Dumnezeu. Să știți că noi trebuie să luptăm până la capăt. La capăt Dumnezeu ne dă cununa, la capăt Dumnezeu ne dă răsplătirea. De aceea, în seara cea

Nu deznădăjduiți, nu descurajați, viața este foarte trecătoare și în viața aceasta Dumnezeu ne-a pus niște responsabilități deosebite. Să știți că nu o să fim noi primii părinți, nici ultimii părinți pe pământ, noi suntem întreagăt pe pământul acesta, am văzut lucruri frumoase în casa părinților noștri, am crescut, ne-am făcut oameni mari, Dumnezeu ne-a binecuvântat la rândul nostru, ne-a dat copii și credem din toată inima că și noi cu copiii noștri vom sluji pe Dumnezeu. Dumnezeu ne va binecuvânta, ne va păzi și ne va ocroti și din toată inima spunem lăudat să fie numele Domnului. Amin.